Bună ziua, dragi prietenileu! Haideți să facem etalarea pentru februarie pentru dumneavoastră. Să vedem ce imagini au ieșit. Vreau să vă mai spun celor cărora nu le place canalul meu, să nu se uite, să se ducă în altă parte, să se uite la alte persoane, cui le place. Și celor care m-au întrebat dacă lucrez, să știe că lucrez, nu fac doar asta. Și să nu-și mai piardă timpul să-mi trimită mesaje, pentru că YouTube-ul le pune ca spam acele mesaje și eu nu le las să apară. Să nu-și mai piardă timpul să-mi scrie tâmpenii pe YouTube. Da? Mulțumesc. Asta a fost o introducere pentru cei care își pierd timpul degeaba, care nu au ce face. Așa, haideți să vă spun ce imagini au ieșit pentru leu. V-a ieșit scrisoarea, v-a ieșit trifoiul cu patru foi, apoi v-au ieșit stelele, dar în poziția 4 întoarse, apoi v-au ieșit cuțitul, pumnalul, pardon, așa, și focul. Aici se vede. Așa, focul, pumnalul, stelele și un înger. Îngerul este aici. O să vă spun despre acest pumnal, pentru că este pe o perioadă imediată, cam 4 săptămâni, și spune că veți fi protejați la timp. Cineva încearcă să vă rănească, dar veți fi protejați la timp. Și probabil nici nu veți remarca, nici nu vă veți da seama că cineva vrea să vă facă rău, să vă rănească. Poate fi ceva ce ați plătit pentru o protecție și veți avea acea protecție, da? Spune să ascultați la radio, la televiziune, să aveți atenții, să fiți atenți în jurul dumneavoastră, dar și la persoanele din jurul dumneavoastră care vorbesc rău despre dumneavoastră și care pot să vă rănească reputația. Da, să bârfească. Dar spune că oricum veți fi protejați la timp și că nu va veni ceva grav în calea dumneavoastră. Apoi, focul de aici arată pe o perioadă de 2 săptămâni până la câteva luni. Este o carte negativă și mai ales că a ieșit într-o poziție negativă. Ne spune că dumneavoastră veți avea o problemă. Focul reprezintă că sunteți într-o poziție în care sunteți în fierbânteală, sunteți ori nervoși, ori supărați, ori faceți ceva care va arde. Ceva ce nu puteți ține sub control, ce trebuie să abandonați acum. Dacă vă gândiți la o relație de dragoste, trebuie să vă opriți pentru că se va distruge această relație. Dacă este vorba despre afaceri, trebuie să vă retrageți din ceea ce faceți. Să nu vă extindeți, să vă retrageți. Și mai târziu să reluați acel proiect. Trebuie să vă salvați ziua, cum ar veni, din acest foc. Dar arată un pericol în care trebuie să vă retrageți deocamdată. Nu spune pentru mult timp, dar pentru între 2 săptămâni și câteva luni s-ar putea ca unele persoane să nu poată să continue ceva ce își doresc, la ce lucrează, da? Sau la dragoste, sau depinde de ce. Ce îmi spun cărțile, asta vă spun. Îngerul aici mi-a ieșit în poziția 2. Arată în câteva luni vă împăcați cu cineva.
Vă împăcați cu un soț, soție, părinți, copii, depinde cu cine sunteți în relații mai depărtate, da? Îndepărtați în relație. Dacă aveți probleme de comunicare, va fi un timp foarte bun pentru a relua contactul cu cineva. Veți avea multă bucurie cu acea persoană, vă împăcați cu cineva, dar poate că vă împăcați și cu o idee, cu o schimbare, acceptați o schimbare, acceptați ceva nou ce vine în viața dumneavoastră. Apoi ceva pentru care simțiți dumneavoastră neliniște se va termina cu bine. Arată o împăcare care vă va aduce multă bucurie această împăcare. Scrisoarea de aici. Între 2 și 4 săptămâni veți primi vești foarte bune și interesante. Orice fel de vești, da. Dar neașteptate, ceva ce nu vă așteptați. Haideți să vă spun despre stele. Stelele sunt în poziție 4, arată la 2 săptămâni, la câteva luni. Se întâmplă ceva exact ca și celelalte, ca focul. Stelele, același lucru, îmi spun că se întâmplă ceva neplăcut, nu este ceva serios, dar ceva ce nu vă va face plăcere. Poate să fie o greșeală la serviciu, cineva vă spune ceva ce nu vă convine, poate nu puteți merge la o întâlnire sau la o programare. Ceva întârzie, ceva ce nu puteți ține sub control. Trebuie să vă lăsați de ceva, să vă retrageți de undeva. Dar spune că vor fi ceva minor, ceva, nu ceva grav, da? Și ultimul, v-am lăsat cel mai bun la sfârșit. Trifoiul cu patru foi îmi spune că în câteva luni veți avea mare fericire, dar această mare fericire pe care o aveți va fi puțin umbrită de niște nori. Oh, în poziția 2, da. Poate că dumneavoastră aveți totul, dar trebuie să vă bucurați de ce aveți, să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră, prieteni, dar trebuie să vă gândiți ce vă reține de a nu fi fericiți. Poate că petreceți mai mult timp la serviciu și vă neglijați familia, spune, nu comunicați cu persoane din jur sau sunteți obsesionați de o problemă, de o întrebare. Dar orice ar fi, orice problemă ați avea sau orice gând ați avea, veți avea mare noroc. Se va rezolva acea problemă cu mare noroc, da? Orice problemă ați avea. Trifoi este bun, știam. Așa. Mă mai uit de niște imagini, dar nu mai văd. Așa, voi întrerupe și voi pune celelalte cărți. Haideți să vedem acest oracol Osho pentru Leu. Să vă gândiți la ceva ce vă interesează. O să etalez trei cărți. Să vă alegeți una, da? Așa, vă las să vă gândiți 10 secunde.
Bun, haideți să vedem dacă ați ales prima. Spune că vă vindecare, da? Vă vindecați. Trebuie să vă, să știți exact, să fiți conștienți de ce vă doare, ce necaz aveți, ce problemă aveți. Pentru că orice problemă ați avea, să nu o lăsați să devină mai mare această problemă. Să o lăsați să se vindece, să se rezolve. Și trebuie să mergeți în adâncul acestei probleme, la rădăcina acestei probleme. Nu vă mai bateți capul, nu vă mai gândiți foarte mult, pentru că dacă nu vă gândiți foarte mult, să rezolvă acea problemă. Și fără minte, fără cap, spune că nu este nicio problemă, nu este nicio rană, da? Trăiți și acceptați lucrurile. Acceptați 24 de ore tot ce se întâmplă. Nu contează ce se întâmplă, acceptați ce se întâmplă. Acceptați. Nu reacționați. Nu spuneți nimic, nu faceți nimic. Doar stați și vedeți ce se întâmplă. Da? Oricum veți fi vindecați. Deci acceptare. Să acceptați ce se întâmplă și veți fi vindecat. Să nu vă mai gândiți foarte mult cu mintea, da? Dacă nu vă gândiți cu mintea, spune că totul va fi bine. Haideți să vedem la al doilea. Doua carte sunt îndrăgostiții. Veți avea multă dragoste, cei care ați ales a doua. Dacă aveți o relație acum și vă gândiți că poate e la început sau poate nu știți ce vrea persoana respectivă, vă doriți mai mult de la acea persoană, veți avea mai mult de la acea persoană. Totul se va transforma în dragoste. Spune că meditați foarte mult, totul se va transforma în dragoste adevărată, da? Simțiți deja aroma acelei dragoste. Este compasiune. Primiți totul de la acea persoană. Și trebuie să vă gândiți că și mai cartea mai spune, mai analizați cum este dragostea dumneavoastră cu acea persoană. Poate sunteți de mult în relație sau analizați cum este acea dragoste. Este de nivel jos, deci doar fizică, este cu dragoste, este compasiune sau între, da? Arată multă dragoste. Haideți să vedem dacă ați ales a treia. A treia este fulger. Fulger, da? Nu știu dacă o vedeți. Fulgerul ne spune că totul se întâmplă rapid și totul va fi ca un fulger în viața dumneavoastră. Poate să se distrugă ceva, dar poate să fie și ceva doar să vedeți dumneavoastră acea problemă. Dar dacă priviți acea problemă sau vă gândiți altfel la acea problemă, veți vedea că poate nu este exact o mare problemă cum vă gândiți dumneavoastră. Bun. Asta poate însemna exact cum e turnul, da? Cartea turnul din o schimbare, un sfârșit, un nou început,
ceva ce se termină, ceva ce nu puteți evita, da? Ceva cu tremurător, un fulger, un trăsnet, un eveniment neașteptat sau o veste ca un fulger, fulgerătoare. Dar totul se va reînnoi. Veți respira un aer mai curat, mai proaspăt, mai totul se va fi trecut. Tot ce se întâmplă, să spuneți da pentru acest proces ce se întâmplă. Și să faceți pasul către ce se întâmplă, pentru că vă duce spre o nouă direcție în viața dumneavoastră. Cam asta a fost pentru Leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.